cumpără adevărul și nu-l vinde. Cumpără adevărul și nu-l vinde înțelepciunea, învățătura și priceperea. Acest verset a vorbit inimii mele, cumpără adevărul și nu-l vinde. Dar care este adevărul și cum putem să-l cumpărăm și cum putem să-l vindem? Spune Domnul. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Da, atunci când nu mai pătrunde cuvântul, l-am vândut pe Domnul Iisus, care este acest cuvânt. Când nu mai pătrunde cuvântul, când nu mai avem înțelepciunea, învățătura și priceperea care vin din cuvântul lui Dumnezeu, l-am vândut și nu mai pătrunde cuvântul meu, spune Domnul. Atunci când cumpărăm prin credință, prin citirea cuvântului, spune Domnul, împărăția cerului se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde. Și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Deci vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerului se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Deci putem cumpăra împărăția lui Dumnezeu, care este cuvântul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu, care este împărăția cerurilor în inima noastră, ca o comoară, ca mărgăritare. Dar le putem vinde. Când știm că le-am vândut? Pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Deci când nu mai pătrunde cuvântul Domnului în inima noastră, nu mai avem înțelepciunea, învățătura și priceperea care vin de la cuvântul Domnului. Nu mai înțelegem, nu va mai pătrunde cuvântul Domnului în inima noastră. Spune Domnul în 1 Timotei, capitolul 6. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită, și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită, învățătura deosebită și nu se ține de cuvântul Domnului, de cuvintele sănătoase, învățătura deosebită este o învățătură care vine din alte gândiri, din gândirea ale oamenilor, care nu vin din gândirea lui Iisus Hristos, care este cuvântul Lui, și nu se ține de învățăturile sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, această învățătură atunci când o aducem, duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost. Deci atunci când cuvântul nu mai pătrunde, când noi nu mai avem înțelepciunea, învățătura și priceperea care vin de la cuvântul Domnului, când cuvântul Domnului nu mai pătrunde în inima noastră, ne ducem și cercetăm. Ne ducem și cercetăm ca să acuistăm înțelepciune și facem cercetări fără rost. Ne ducem să acuistăm pricepere, ca să învățăm pe oameni cu învățătură deosebită și facem cercetări fără rost. Dar acestea, această pricepere și înțelepciune care nu vine de la Domnul, spune Domnul, naște pisma, certurile, clevetirile,
bănuielile rele, zădarnicile ciucniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Deci, de ce am putea vinde? Vinde adevărul. De ce am putea să-l vindem? L-am cumpărat. Am avut priceperea, înțelepciunea și învățătura de la Domnul, care vine de la Domnul. A pătruns cuvântul Domnului în noi, dar am pierdut. Nu mai pătrunde. Și ne ducem în alte și cercetăm în alte surse ca să căpătăm o înțelepciune, să o învățăm la oameni. De ce? Spune Domnul. Pentru un izvor de câștig. Pentru un izvor de câștig. Și spune Domnul, ferește-te de astfel de oameni care vin cu învățători, cu învățături din cercetări, care vin din cercetări fără rost, spune Domnul. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-se pe niște basme meșteșugite, alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine și cu ochii noștri mărirea Lui. Deci am văzut-o, pătrundea cuvântul Domnului, dar nu mai pătrunde. Nu mai pătrunde. Spune Domnul, mulți îi vor urma pe acești învățători. În noroți s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiși erezii nimicitoare, care vin din cercetări fără rost, care vin din basme meșteșugite, alcătuite, din alte surse, din alte gândiri ale oamenilor. Erezii nimicitoare se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Deci vor lepăda pe stăpânul. Deci am avut credința, a pătruns cuvântul nostru, am cumpărat această comoară, pătrundea cuvântul și învățam pe oameni. Dar se vor lepăda. Se vor lepăda pentru că au vândut. Pentru ce? Pentru un câștig. Pentru un câștig de bani. Domnul spune, nu vinde. Pentru ce? Pentru un câștig de bani. Mulții vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Să aibă un câștig de la voi. Dar osânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Domnul spune în propovăduirea Evangheliei în 2 Corinteni, ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu și nu venim cu învățături care vin din alte gândiri și nu din cuvântul Domnului. Nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne vom face vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Deci atunci când pătrunde cuvântul noi, spune Domnul, fiindcă avem același duh de credință potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit. Deci când pătrunde cuvântul în noi și vorbim, este pentru că am crezut, de aceea am vorbit. Cuvântul lui Dumnezeu este atunci când aducem cuvântul lui Dumnezeu, care l-a vorbit, care și Domnul Iisus a predicat cuvântul lui Dumnezeu și noi trebuie să predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus și ucenicii lui au predicat cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Domnul a spus că eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Deci am crezut, de aceea am vorbit. Și Domnul trebuie să ne spună, cuvântul Domnului care pătrunde în inima noastră, trebuie să ne spună cum trebuie să vorbim. Pentru că atunci când aducem cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, nu cuvântul care vine din gândirea oamenilor. Acel cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu, acesta este cuvântul lui Dumnezeu și care este Dumnezeu. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva
judecă simțirile și gândurile inimii. Deci acest cuvânt pe care noi venim și îl spunem la oameni, acest cuvânt judecă simțirile și gândurile inimii omului, ascultătorului. Deci nu noi, nu învățătura noastră, nu cuvintele noastre. Cuvintele noastre trebuie să judece pe oameni și gândurile inimii lui, ci cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Spune Domnul, mai spune Domnul în Filipeni. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușina lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Deci pântecele, izvorul de câștig, ne face să fim vrășmași al crucii lui Hristos și lucrurile de pe pământ. Deci atunci când ne gândim la lucrurile de pe pământ, la un câștig pentru lucrurile de pe pământ, devenim vrășmași ai crucii lui Hristos. Spune în Filipeni Pavel, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, deci a avut și Pavel câștigurile pământești, nu? Care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Deci cuvântul Domnului, a cumpărat adevărul și l-a văzut pe Domnul și a pierdut pentru Domnul, a pierdut tot ce avea. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Deci ca să pătrundă cuvântul Domnului în noi, în inima noastră, este aceasta, cunoașterea lui Hristos Iisus. Atunci când citim pătrunde cuvântul Domnului în inima noastră, înțelegem, vedem și atunci putem să spunem că am lăsat, am pierdut, am cumpărat cu moara Hristos, împărăția lui Dumnezeu în inima noastră, am cumpărat cunoașterea lui Hristos Iisus, Domnul meu. Care este cuvântul Domnului? Cuvântul Domnului este Domnul Iisus, care vorbește inimii noastre, mergem prin El, atunci când citim, mergem și-L vedem ca orbul din naștere. Era acolo un grup de oameni, erau învățătorii legii și nu-L vedeau, deci era un om care îl vedea, dar alții nu-L vedeau, deci putem să citim și cuvântul să nu pătrundă care este Domnul Iisus, care vorbește inimii noastre. Dar când am vândut pentru un câștig, pentru pântece, pentru lucrurile de pe pământ, am vândut cuvântul. Și am venit cu înțelepciunea, priceperea, din alte gândiri, din cercetări fără rost. Și toate acestea duc la pisme, la clevetire, la certuri de cuvinte, pentru că nu mai este cuvântul Domnului care este viu și lucrător și lucrează. Domnul Iisus poate veni într-o zi la un om și să-i spună prin cuvânt, așa cum Ilie, atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, deci astăzi Domnul poate vorbi, cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie și poate veni la un învățător, a un învățător al legii și să-i spună, te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Deci astăzi, cuvântul Domnului, nu gândirea noastră, nu judecata noastră omenească. Cuvântul Domnului vorbește unui om de inimă și se duce la învățător și îi spune, te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să te faci, să faci ce este rău înaintea Domnului. Să nu vindem adevărul, să nu vindem această comoară după ce am cumpărat-o. Să nu o vindem pentru un câștig, pentru lucrurile de pe pământ, pentru pântece. A Domnului să fie slava. Amin.